Nici carte din Scriptură nu este mai clară decât Evanghelia lui Ioan în ce privește alegerea suverană. În acest episod continuăm să privim la această doctrină a alegerii și vom privi în mod special în Evanghelia după Ioan. Cu alte cuvinte, Domnul nostru Isus Hristos a propovăduit doctrina alegerii. Dumnezeu, Tatăl Cel Sfânt și neprihănit, a ales anumite persoane ca să fie ale lui. Acest adevăr ne este prezentat clar de Isus în rugăciunea lui din Ioan 17. Și acolo găsim scris în primele două versete. Tată a susit ceasul, proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat. Da, atenție, verbul, i-ai dat. Versetul 6. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Da, vedem din nou repetat acest acest uh, verb, oamenilor pe care mi-ai dat, erau ai tăi și tu mi-ai dat. Versetul 9. Pentru ei, mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Versetul 10. Tot ce este al meu, este al tău și ce este al tău, este al meu și eu sunt prostrăvit în ei. Sau versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi ai dat tu, ca să vadă slava mea. Slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, există oameni pe care tatăl i-a ales să fie ai săi înainte de întemeierea lumii, datorită dragostei sale libere. De cel puțin cinci ori, în rugăciunea de mare preot a, a Domnului nostru, el se referă la un anume grup de oameni care i-au fost dați de Tatăl. În versetul 9, Domnul Isus menționează specific că el nu se roagă pentru lume, ci pentru cei aleși, pentru aleșii lui, apuși deoparte în lume și dăruiți lui, ca turmă. Poate cineva să-și închipuie că Hristos ar fi gata să moară pentru un om fără ca să se și roage pentru el? Haideți să privim acum și în restul Evangheliei. De exemplu, în capitolul 15, în versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, să vă dea. Dacă observi roada Duhului Sfânt în viața ta, înseamnă că ai fost ales din veșnicie, în mod necondiționat de Dumnezeu, pentru a rodi și pentru ca rodul să rămână. Un alt exemplu este în capitolul 10 din Evanghelia după Ioan. Și mai exact versetele de la 14 la 16. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine tatăl, și cum cunosc eu pe tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care sunt, care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Aceste cuvinte nu pot fi înțelese, consider decât prin acceptarea alegerii necondiționate. observați câteva aspecte prezentate foarte clar în acest text. Hristos consideră anumite persoane a fi oile sale, cu mult înainte de a le mântui. Acele persoane îi aparțin lui în momentul de față, chiar dacă erau, la momentul vorbirii, pierdute. Un al doilea aspect. Domnul Isus afirmă că și pe acelea trebuie să le aducă. Cu alte cuvinte, nici o singură uiță nu va fi abandonată. Un al treilea aspect, Domnul nostru este foarte sigur că fiecare oaie pierdută va asculta de glasul lui și va veni la el. El nu se întreabă dacă se va întâmpla asta, ci el este sigur. Acesta este Harul Suveran, care alege și aduce pe fiecare în parte la credința în Hristos. Vă invit să mai privim la un verset din Evanghelia după Ioan. Așa nume la versetul 37 din capitolul, 30, din capitolul 6. Mulți evangeliști folosesc acest verset atunci când cheamă la mântuirea ascultătorii. Problema este că ei citează doar o jumătate de verset, adică cea de a doua parte a versetului 37. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Isus a spus aceste cuvinte. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi alunga afară. Ca pe o concluzie a frazei precedente. Avem o cauză și un efect. De ce putem fi siguri că oricine vine la Isus va fi acceptat? Pentru că aceia care vin fac asta pentru că sunt deja parte din turma lui. Ei vin la Tatăl pentru că Tatăl îi atrage. Iar El îi atrage pentru că ei au fost deja dăruiți lui Hristos într-un legământ veșnic. Cei ce vin și cei care sunt dați sunt unii și aceeași. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine. Este adevărul central al alegerii suverane. Acesta ne asigură că în locașurile cerești. Nu vor fi camere goale cu pânze de pâine prin colțuri. Pentru că cineva n-a dorit să ceară prin credință ceea ce Hristos a obținut deja pentru el. Nu! Ce fiecare dintre cei aleși va fi acolo. Păstorul îi va căuta. Păstorul îi va găsi. Păstorul îi va mântui pe fiecare, marele păstor al lor. Nu falimentează. Deoarece este în joc. Atât reputația sa de păstor, cât și planul și gloria lui de Dumnezeu. Această doctrină este peste tot în Scriptură, chiar și în Vechiul Testament. Poporul Israel constituie argumentul clasic al acestei doctrine despre alegerea suverană. Și vă invit să ne apropiem de capitolul 7 din Cartea Deuteronom și să citim versetele de la 6 până la 8, dar un pasaj reprezentativ care descrie relația unică a lui Israel cu Dumnezeu. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și va izbăvi din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. De ce? a ales Dumnezeu în mod special acest popor, singurele două răspunsuri care pot fi date sunt următoarele. Fie pentru că Dumnezeu a văzut mai dinainte că ei vor fi dornici să fie aleși, ceea ce clar nu este adevărat. Fie pentru că pur și simplu așa au hotărât Dumnezeu în mod suveran. Ce ne spune Scriptura în acest pasaj? Urmașii lui Iacov au fost aleși datorită unei promisiuni solemne pe care a făcut-o Dumnezeu cu părintele lor, Avram. Cu alte cuvinte, opțiunea lui Dumnezeu nu a avut nimic de a face cu voința lui Israel. La fel este și cu noi, cei care credem. Suntem mântuiți printr-o promisiune veșnică pe care Tatăl a făcut-o fiului său cu mult înainte ca noi să ne fi născut. Iar acea promisiune nu are nimic de a face cu așa numita noastră voință liberă.